Suntem gata, putem începe? Bună ziua, stimați colegi, domnul director Sava, domnul director Șalaru, onorată asistență. Vă salut în cadrul Ministerului Sănătății. Astăzi suntem la un eveniment de lansare a campaniei naționale Reduce Zahărul, Alege Ce Mănânci, o campanie națională cu scop de informare și conștientizare a populației privind consumul excesiv de zahăr, care este atribuit riscului numărul 1 daunei aduse sănătății. Campania națională, odată implementată, va avea un scop de a fi extrapolată și la nivel de teritoriu prin intermediul proiectului Viața Sănătoasă, un proiect în baza căruia vor fi elaborate profilurile de sănătate, iar indicatorii din cadrul profilurilor de sănătate vor indica care sunt acele acțiuni pe care colegii mei din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică le vor elabora într-un plan de acțiuni. Consumul excesiv de zahăr este pe agenda tuturor guvernelor, inclusiv pe agenda Guvernului Republicii Moldova. Zahărul este considerat un factor de risc, deja am menționat, numărul 1, care duce daune sănătății. Și avem câteva compartimente. Vedem consumul pe un termen scurt și vedem rezultatul consumului pe un termen mult mai lung. Pe un termen scurt avem apariția acnei, vorbim despre kilogramele adăugate în plus, și pe un termen lung consumul excesiv de zahăr duce la o supraporandibilitate, obezitate, hipertensiune și în final diabet zaharat. Guvernul Republicii Moldova a pus această problemă ca o problemă de sănătate publică, de rând cu celelalți factori de risc, vorbim anterior de sare, de acizi grași trans. De aceea, această campanie va fi a treia campanie din ciclul campaniilor Alege Ce Mănânci. Este important ca să informăm și să sensibilizăm populația privind consumul excesiv de zahăr. Noi am stabilit câteva populații sau grupuri țintă, un auditoriu cu care vom veni cu informare și vorbim de copiii de la 10-15 ani, vorbim de adolescenții 14-19 ani și vom veni cu mesajele de a deprinde un mod sănătos de viață și a avea acele deprinderi alimentare sănătoase. Un alt public țintă la care ne vom referi în această campanie, vorbim despre persoanele active, sunt persoanele de 20 de ani, 60, este vorba despre părinții noștri, este vorba despre bunicii noștri, care pot decide, de fapt, ce ni se servește la masă, care sunt bucatele puse în fața noastră. Și a treilea public țintă, dar nu ultimul, sunt managerii din industria alimentară sau din Horeca, pentru că ei au puterea, atunci când consumatorul se află în interiorul alimentației publice, el decide ce îi se oferă acestui consumator. De aceea, campania se va axa pe aceste grupuri țintă și va avea câteva scopuri sau obiective. Vorbim despre informarea și sensibilizarea despre daunele zahărului adus. Vom vorbi despre promovarea citirii etichetelor și vom încuraja populația să citească etichetele alimentare atunci când cumpără produse care conțin o cantitate sporită de zahăr, și vom vorbi despre promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase. Zahărul este foarte adăugat în dulciuri și în băuturile pe care le avem de consum larg carbogazoase, deși el este prezent în fructe, legume. De aceea, cantitatea pe care o adaugă industriile sau agenții economici nu fac decât să ne răutățească nouă sănătatea, zi cu zi, neconștientizând și nevăzând efecte imediate ale acestea. De aceea, în 2014-2015 a fost efectuat un studiu în Ucraina, iar datele au fost extrapolate pentru Republica Moldova, și s-a observat că cetățenii consumă de 5 ori mai mult o cantitate de zahăr decât norma recomandată de către Organizația Mondială a Sănătății. Este o cifră foarte alarmantă la care noi ca autorități batem alarma. Zahărul este periculos pentru sănătate. Despre povara bolilor non-transmisibile vor vorbi colegii mei, mai ales în contextul pandemiei COVID. Ori fiecare persoană
care a fost infectată de COVID și a ajuns în instituția medicală spitalicească, a avut comorbidități și mare parte aceste comorbidități sunt din bolile non-transmisibile și vorbesc de diabet, zahăr, de hipertensiune arterială. De aceea scopul nostru ca Minister al Sănătății este să informăm și să vă sensibilizăm despre daunele aduse consumului excesiv de zahăr. Astăzi lansăm o campanie care va veni în fiecare casă, cu ajutorul și suportul colegilor noștri Biroul de Cooperare al Vieții, fără de care această acțiune nu ar fi avut loc, prin proiectul Viața Sănătoasă, reducerea poverilor bolilor netransmisibile. Vorbisem anterior că este al treilea ciclu de campanii naționale și, de fapt, prima campanie națională în Republica Moldova care pune accent pe o alimentație sănătoasă. Ori noi anterior, cumva, alimentația nu am adus-o ca problemă în fața publicului. De aceea, stimate domnule Sava, stimați colegi, vă mulțumim enorm pentru această acțiune, pentru că ați răspuns prompt și imediat doleanțe Ministerului Sănătății de a elabora o astfel de campanie națională, o campanie foarte importantă pentru viitoarea generație a Republicii Moldova. Stimați colegi, suntem într-adevăr la o etapă când vom veni cu un șir de acțiuni, nu doar de lansare, și astăzi vom lansa, astăzi se va finaliza o campanie care va avea loc pe parcursul întregului an și respectiv cu un șir de măsuri de acțiuni pe care le vom implementa atât la nivel național cât și la nivel teritorial. Vor fi cooptați și specialiști din alte ministere, din industria alimentară, exact așa cum am vorbit despre publicul țintă și despre obiectivele, ca în final să ne atingem scopul, să nu consumăm zahăr mai mult decât este recomandat. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru acest suport, domnule Sava, și cu permisiunea dumneavoastră, vă dăm cuvântul dumneavoastră. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, onorată asistență, onorat stimați reprezentanța mass mediei, stimați colegi la minister, la instituțiile subordonate. Într-adevăr, evenimentul de astăzi este foarte important și, în primul rând, vreau să salut audiența și toți cei prezenți din numele Biroului de Cooperare al Vieții și din numele doamnei directoare Caroline Tiso. Și aș vrea să menționez că Elveția este foarte receptivă la necesitățile, la problemele sectorului sănătății. Și drept exemplu este că începând încă din anul 2005, diferite proiecte la nivel sistemic au fost susținute și s-au soldat cu rezultate destul de bune, apreciate atât la nivel național cât și la nivel internațional. Și aici mă refer la proiectul, la serviciile de perinatologie, la serviciile legate de urgențele pediatrice, la implementarea proiectului care ține de servicii de sănătate prietenoase tinerilor, cât și proiectul care este în derulare legat de sănătatea mentală. Și atât printre aceste proiecte este și proiectul care astăzi este în vizorul tuturor, care este foarte important prin magnitudinea intervențiilor și activităților orientate de a preveni un flagel care, spre regret, afectează global populația, inclusiv și în Republica Moldova. Sunt bolile non-transmisibile, bolile care au o evoluție înceată, câteodată greu de perceput și de reacționat prompt. De ce sensibilizarea, cunoașterea, prevenirea acestor boli este crucială. Deci vorbesc despre proiectul Prevenirea bolilor non-transmisibile, care s-a început din mai mult de 5 ani în urmă, se derulează cu anumite activități și o bună parte sau un component foarte important ține de promovarea modului sănătos de viață. Ori tocmai s-a vorbit acum despre factorii de risc majori care provoacă bolile non-transmisibile, printre altele este consumul excesiv de sare, consumul excesiv de zahăr, consumul excesiv de grăsimi, care treptat afectează întregul sistem circulator, sistemul metabolic și duc la consecințe imprevizibile, destul de grave, inclusiv ducând chiar până la decesul pacientului.
Deci, în general, vreau să menționez că Elveția, prin susținerea sa, este orientată, în primul rând, de a susține populația mai vulnerabilă, populația din sectorul rural, fiindcă unul din dezideratele Elveției sau a proiectelor susținute de Elveția în Moldova este de a îmbunătăți echitatea. Echitatea în accesul la servicii, servicii de bază, servicii de profilaxie, servicii care, într-adevăr, pot duce la rezultate foarte bune prin prevenirea și prin tratarea bolilor care pot fi tratate mult mai ușor în perioada inițială. Prin proiectul Viața Sănătoasă, Elveția promovează comportamentul responsabil pentru protejarea și menținerea sănătății atât la nivel individual, cât și la nivel populațional. Și campania care este lansată astăzi și care este orientată de a informa, de a educa, de a sensibiliza opinia publică a cetățenilor, a fiecărui individ, dar și a celor care de fapt sunt responsabili în pregătirea alimentelor, în distribuirea alimentelor, în furnizarea diferitor produse care, spre regret, și probabil că noastră aveți foarte multe exemple, aceste produse conțin o cantitate exagerată de zahăr sau de produse care mimează zahărul, dar care sunt mult mai periculoase, fiindcă ca component chimic duc la schimbări metabolice câteodată irreversibile. Aici eu vreau să adaug, chiar din punct de vedere al percepției mele ca medic, ca fost lucrător medical, antrenat în foarte multe activități legate de morfopatologie sau anatomie patologică, și am văzut prin propria experiență la ce schimbări duce alimentarea nesănătoasă, consumul excesiv de zahăr, care se soldează prin dezvoltarea diabetului, prin bolile cardiovasculare, și asta m-a făcut pe toată viața să înțeleg că, de fapt, eu singur pot personal să mă protejez și nu mă costă foarte mult, doar să reduc ceea ce prezintă un risc, fiind conștient de aceasta, făcând abuz de aceasta, încercând de a balansa, de a echilibra respectiv tot ce, cu ce mă alimentez. De aceea acest principiu, această abordare la nivel de sistem, la nivel de populații, poate fi într-adevăr ca un remediu de a supraviețui în perioada aceasta destul de complicată. Noi suntem deseori întrebați, bine, acum avem pandemie, acum avem niște probleme foarte majore legate de bolile acestea transmisibile, dar voi susțineți niște activități care, la prima vedere, ar părea nu prea importante. Vreau să spun că este o abordare greșită, fiindcă tocmai, și s-a menționat de antivorbitori, tocmai că această pandemie a scos foarte relevant tot contextul de dezvoltare al bolilor, și mai ales a bolilor non-transmisibile, care devin, într-adevăr, un obstacol sau, mai bine zis, un factor fatal pentru cei care suferă de aceste boli. De aceea, suntem foarte bucuroși că lansăm aceste campanii, contribuim la conștientizarea acestor riscuri și ne dorim foarte mult că împreună cu toți partenerii, atât partenerii de dezvoltare internaționale, cât și partenerii naționali, cu instituțiile responsabile de realizarea diferitor activități, cu reprezentanții industriei alimentare și cu Horeca, am vrea ca împreună să contribuim la micșorarea acestui risc, la reducerea zahărului și prin aceasta la prevenirea bolilor cauzate de abuzul sau de excesul de acest produs. Și aici mă refer la diabet și mă refer la bolile cardiovasculare. De aceea, încă o dată, felicit pe toți cei care sunt lansați în această campanie și din numele biroului reiterez că vom continua să contribuim la promovarea modului sănătos de viață,
la informarea cetățenilor, la protejarea celor care sunt cei mai vulnerabili și necesit ca mesajele să fie corect înțelese și aduse la conștiința fiecăruia. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim foarte mult, într-adevăr ați menționat foarte corect, este mult mai ușor să previi decât să tratezi și în acest scop o să ofer cuvântul domnului director Ion Șalaru, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care sunt în mare parte și beneficiarii acestei campanii naționale, implementatorii și în ultimul rând monitorizatorii care vor urmări pe această cale, nu scurtă, cum se implementează campania, care sunt acțiunile ei ulterioare în teritoriul și la nivel național și cum putem îmbunătăți starea de sănătate a populației Republicii Moldova. Domnul Șalaru, vă rugăm. Mulțumesc, doamnă director. Bună ziua tuturor. Stimată audiență. Bună ziua tuturor. Mulțumată audiență. Cu această ocazie, deci vreau să menționez suportul oferit de către Ministerul Sănătății în a iniția aceste acțiuni de comunicare și de informare a populației, precum și din partea Biroului de Cooperare Elvețian. Deci de ce ne pornim cu această campanie? În primul rând, argumente sunt multiple. Este vorba de faptul că în ultimul timp sunt multe boli care au un trend crescător, mă refer la boli netransmisibile și aici numim diabetul zaharat de tip 2, care este o boală la care noi aproape că nu înregistrăm progrese în a reduce prevalența bolilor și a reduce nivelul mortalității. De asemenea, este un factor de risc care poate fi controlat. Deci consumul excesiv de zahăr depinde în mare parte de noi, depinde de voința noastră, de capacitățile noastre de, zicem, a ne organiza un stil de viață sănătos. Este o chestie care nu se moștenește, dar care se obține. Și prin lansarea acestei campanii, noi, unul din scopurile noastre este ca să responsabilizăm consumatorii, populația în general, ca pe lângă faptul că vor obține cunoștințe și informație necesară despre rolul zahărului, în primul rând aspectele negative în cazul consumului excesiv, ca ei să devină conștienți, să citească etichetele în rețeaua de comerț, ca să nu cumpere la întâmplare, ca să asigure că copiilor, rudele lor, de asemenea, nu consumă zahăr în exces, fiindcă deprinderile de consum, deprinderile alimentare, se formează din vârsta fragedă și nu în zadar unul din auditori din grupurile țintă sunt copiii de vârsta 10-14 ani. Unul din efectele dăunătoare ale zahărului este caria dentară. Și noi știm că avem o creștere esențială, deci peste 70 din copiii municipiului Chișinău, 70% suferă de caria dentară. Și aceasta, unul din rolul de bază, îl joacă consumul excesiv de sare, de zahăr prezent în băuturile carbogazoase. Vom lansa mai multe acțiuni pe durata acestei campanii, deci pe lângă faptul că vor fi derulate în media, atât TV, radio, media electronică, spoturi, audio și video, ne propunem să avem și anumite întrevederi, întâlniri de lucru, webinare. Și aici aș vrea ca să menționez că mâine, la aceeași oră, vom avea panelul de discuții cu industria, unde am invitat reprezentanți din cadrul industriei alimentare, acei care utilizează zahărul în producerea produselor. Deci se are în vedere
produse de cofetărie, sucuri, băuturi carbogazoase, alte produse alimentare, deci care sunt plasate pe piață și noi ne propunem ca să responsabilizăm și producătorii ca și ei să se pătrundă de importanța fabricării unor produse sănătoase. Noi vrem să aducem de asemenea la cunoștința pedagogilor prin organizarea unui webinar cu pedagogii cât este de importantă cultivarea obiceiurilor alimentare la copii, fiindcă cunoaștem cu toții că copiii foarte ușor, zicem, consumă și conving deseori și părinții ca să le procure băuturi carbogazoase sau bomboane sau alte produse dulci și în acest mod ulterior este mai dificil ca să-i schimbe obiceiurile alimentare. Vrem să avem un webinar cu autoritățile publice, iarăși ca să vedem la nivel local, la nivel național, ce se poate de întreprins. Vom avea activități prin rețeaua de școli care promovează sănătatea. Astăzi avem 42 de școli din Republica Moldova care activează în această rețea și vrem ca să avem adepți cât mai mulți și din rândurile elevilor și din rândurile populației, din rândurile nutriționiștilor. De asemenea, va fi organizat un challenger pe rețelele sociale de 14 zile de promovare a alimentației sănătoase, cum putem prepara produse cu mai puțin zahăr și cum să ne schimbăm modul nostru de alimentare. Deseori apare întrebarea, păi, bine, dacă ne-am obișnuit cu zahărul, ce să folosim? De ce, cu ce să înlocuim zahărul? Răspunsul la această întrebare este, de fapt, evident că sunt multe produse care conțin zahăr natural, cum ar fi fructele, legumele, și ele ne dau cantitatea de zahăr necesară. Ceea ce consumăm noi în alte produse este în exces și dacă noi nu ardem această energie, ea rămâne în organism și noi devenim supraponderali. O altă modalitate ar fi ca să înlocuim băuturile dulci carbogazoase cu apă plată și în așa mod și să cultivăm și la copiii noștri, la populație, obiceiul de a consuma numai puțin de 2 litri de apă pe zi și nici de cum băuturile dulci carbogazoase. De asemenea, venim cu mesaj către populație că aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și fiți foarte atenți, citiți etichetele, fiindcă noi și mâine vom veni cu mesaje pentru industrie, ca să fie respectate prevederile legislației privind declarația nutrițională, privind afișarea pe etichetă a conținutului de zahăr, ca persoanele până la urmă să ia o decizie informată. Noi sperăm că media va fi aliatul nostru în această campanie, că va promova mesajele campaniei și campania se va solda atât cu cunoștințe din partea populației, cât și cu convingerea că putem adopta un mod de viață sănătos. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul director. Într-adevăr, problema nu poate fi doar pusă publicului, dar trebuie și să oferim soluții. Dumneavoastră v-ați referit foarte bine la cum putem înlocui zahărul, oferind populației acele îndrumări de care va avea nevoie. Permisiunea dumneavoastră, o să difuzăm spotul video care a fost creat în cadrul proiectului Viață Sănătoasă, reducerea povirii bolilor non-transmisibile, redus zahărul, alege ce mănânci. Stânga. Așa.
poziții. Înlocuiește prăjiturile și dulciurile cu fructe ori legume proaspete și uscate, iar băuturile dulci și carbogazoase cu apă plată. Redu zahărul. Alege ce mănânci. Campanie de informare realizată de Ministerul Sănătății cu susținerea Biroului de Cooperare al Elveției. Mulțumim tare mult! Dacă sunt întrebări, putem să răspundem la câteva din ele? Da, vă rog. Mulțumesc tare mult. Într-adevăr, unul din obiectivele noastre este de a citi etichetele și noi atunci când vom lua un produs alimentar și văzându-l la declarația nutrițională de care a vorbit domnul Șalaru, sunt câteva componente. Este conținutul de sare, este conținutul de grăsime, acizi grași trans și este și conținutul de zahăr. Conținutul de zahăr nu trebuie să depășească acele recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății de care vorbisem anterior, este vorba despre 25 de grame pe zi sau echivalentul la 5 lingurițe pe zi. Respectiv, persoana luând produsul alimentar trebuie să fie foarte atent la cantitatea de zahăr indicată pe etichetă. Menționat că e glucoză, fructoză și tot așa. Corect, zahărul este sub diferite forme. Noi vorbim despre toată cantitatea de zahăr și inclusiv fructoza și lactoza. Rugămintea noastră este ca sputul să fie difuzat și să fiți într-adevăr partenerii și aliații Ministerului Sănătății în a informa populația despre riscul cauzat de consumul excesiv de zahăr. Dacă îmi permiteți să adaug la interpretarea etichetelor și, de fapt, sensul acestor pleante sau foiți cu informația respectivă și cu diferite forme care conțin zahăr, este de a înțelege, fiindcă câteodată cetățeanul sau individul citind, el se concentrează numai pe glucoză sau pe fructoză sau pe zahăr. Și nu citește, de fapt, alte componente care de asemenea sunt ca sinonime ale zahărului și atunci, fără să vrea, adică în mod inconștient sau mai puțin informat, deja creează condiții să consume în exces diferite forme de zahăr. Deci, cunoscând denumirile a tuturor formelor de zahăr și citim cu atenție aceste etichete, fiecare persoană conștient deja poate vedea să accepte să consume acest produs sau să le evite, sau să consume mult mai puțin chiar din acel produs, dacă eventual are o poftă pe care nu o poate controla. Mulțumim tare mult! Încheiem ședința. Domnul Șalaru, doriți ceva să spun? Mulțumesc, de fapt, doar ca un exemplu, zicem, dacă luăm o băutură carbogazoasă tip Coca-Cola, într-o 100 de grame, sau, zicem, de produs, deja se conțin aproape 25 de grame de zahăr. Deci, consumând un pahar de Coca-Cola, noi ne-am luat doza de zahăr zilnică, deja. Și aceasta trebuie să ne convingă ca să facem anumite concluzii pentru sănătatea noastră, pentru obiceiurile noastre alimentare. Mulțumesc și vă așteptăm să ne fiți alături pe toată durata campaniei.